Știm ce simțim și putem să dăm nume emoțiilor noastre în funcție doar de intensitatea lor. Dacă sunt foarte puternice, atunci abia le putem simți. Dacă nu, nu putem să facem distinția între ele. Prima profesie m-a găsit pe mine prin intermediul unei persoane pentru care port foarte multă recunoștință, un britanic venit la București, care căuta oameni tineri care, pe care să-i formeze și să facă, să predea cursuri de soft skills la vremea aceea, de comunicare. De comunicare. Existau deja foarte multe multinaționale, foarte multe echipe de vânzări cu precădere unde se cereau cursuri de comunicare pe lângă experiența tehnică pe care o știau și cineva m-a introdus lui Alex și pe, deja eu avansasem foarte mult în carieră, eram director executiv într-o multinațională de publishing, îmi plăcea foarte mult ceea ce fac, dar simțeam că îmi lipsește ceva. Bună seara, dragilor, și bine ați venit la un nou episod al podcastului Excelent de Bine. Sunt Raico Cuzmanovici, gazda voastră și gazda oaspetului meu. Ce sunt emoțiile, de unde vin, cum vin, cum le gestionăm și de ce sunt ele atât de importante pentru noi? Suntem în ființe emoționale, e adevărat, dar ce avem de făcut cu ele? Aceste sunt întrebări și multe altele pe care vreau să le spun specialistului în domeniu, Alina Roman, care a acceptat să vină la mine în podcastul. Excelent de bine. Alina, îți mulțumesc că ai venit și că ai acceptat invitația asta să te deplasezi până în București. <laughs> Îți mulțumesc foarte mult pentru invitație, m-a bucurat foarte tare. Noi doi ne cunoaștem mai puțin. Eu, după ce mi-ai adresat invitația, te-am urmărit cu foarte mare interes și am văzut câte întrebări pot să spun eu, dar o să mă abțin astăzi <laughs> pentru cunoașterea pe care o ai. Cunoașterea mea este cumva similară, dacă vrei. Acum, în acest, în, acest prezent, în acest continuu, acum da. mă ocup cu terapiile energetice. Sunt practician certificat în Emotion Code, Body Code, Psyche și Sacred Freedom Technique. Sunt da. tehnicile pe care le folosesc în fiecare zi cu clienții mei. Și aici am ajuns deloc întâmplător. Nimic nu întâmplător. <laughs> nimic nu este întâmplător. Nimic. Eu, de fapt, pregătindu-mă 5 ani de zile să devin un vașnic inginer chimist. Am intrat la Facultatea de Politehnică Tehnologia Compușilor Macromoleculari în 1987 cu gândul de a deveni un inginer, pentru că părinții mei au speculat cumva această aplecare a mea către chimie, că de fapt era o mare curiozitate și adoram să lucrez în laborator. Așa. Și atunci părinții mei foarte practici au spus, fata noastră poate să aibă o meserie practică, sigură, după terminarea facultății să ajungă într-o localitate unde s-a auzit de tren, așa era o expresie da. pe vremea aceea, <laughs> nu să învețe ceva, știu eu, literatură și să ajungă undeva profesor într-un sat, îi se părea lor așa ceva. O, da, o, un pas înapoi. Un cum pas spune. înapoi așa. cumva și atunci eu, ca un copil ascultător ce eram, mi-a și plăcut într-adevăr chimia, am dat la această facultate, am și intrat. Uh, nu am fost deloc încântată de această facultate, numai că ai mei mi-au spus că când începi un lucru, trebuie să-l termin. Da, 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 da. După ce-l vei termina, vei putea să faci ce dorești, chiar dacă tu nu vei profesa. În 1992, când am terminat eu această facultate absolut minunată, a fost prima promoție fără repartiție. Și astfel am devenit un inginer șomer. <laughs> <laughs> Și aici a fost, practic, prima oportunitate foarte mare de a face altceva ce îmi doream eu cu viața mea. Încet, încet, nu am ajuns din prima. Pe vremea aceea, cred că nici nu existau aceste tehnici energetice, în 92 sau cel puțin. Sau erau unele de dintre ele. F.U.L. era. Exact, ceva. exact, da. da. Dar îmi plăcea foarte mult să comunic. M-am adaptat foarte ușor, mi-am găsit un job care nu avea nicio legătură cu ceea ce, ceea ce mă pregătisem, dar acea pregătire de 5 ani mi-a dat o minte foarte structurată. Mi-a dat o, un mod de a gândi uh, în care să obțin, să urmăresc și să obțin niște rezultate. Asta mi-a plăcut și cred că asta este cel mai important lucru pe care eu pot să-l valorific din cei 5 de ani de facultate. Mai puțin tot ce am învățat efectiv uh, cum se întâmplă o reacție chimică și așa mai departe. Deși, deci, ce legătură are cu emoțiile? Poate că pentru faptul că după șapte ani de zile după ce am terminat această facultate, prima profesie m-a găsit pe mine prin intermediul unei persoane uh, pe, pentru care uh, port foarte multă recunoștință, un britanic venit la București, care căuta oameni tineri care pe care să-i formeze și să facă, să predea cursuri de soft skills la vremea aceea, de comunicare. De comunicare. Existau deja foarte multe multinaționale, foarte multe echipe de vânzări cu precădere, unde se cereau cursuri de comunicare pe lângă experiența tehnică pe care o știau. Și cineva m-a introdus lui Alex și pe deja eu avansasem foarte mult în carieră, eram director executiv într-o multinațională de publishing. Îmi plăcea foarte mult ceea ce fac, dar simțeam că îmi lipsește ceva n acel drive, acea, cum să zic, bucurie. Pentru care să te duci, să te buzești da, în da, fiecare da. zi? Era ceva, făceam cu foarte mult, cum să zic, spirit de responsabilitate, făcea, eu, șefii mei erau foarte mulțumiți, rezultatele erau satisfăcătoare, dar parcă nu era ceva să. Mă împlinească cu adevărat. În momentul când a apărut Alex și am început să lucrez cu el și să mă introduc în tainele uh, trainingurilor ce înseamnă să lucrez cu adulții, ce înseamnă să comunici, uh, cum există, despre ce este vorba în comunicare și aici am întâlnit prima dată conceptul de emoție și inteligență emoțională, discutând cu Alex, mi-am dat seama că este ceva ce îmi place foarte tare. Mă umplea de energie, de viață. Și la aproape un an de zile după ce am lucrat foarte mult cu Alex, am predat pentru prima dată, am facilitat de fapt cursurile, workshop-urile, după cum știi și tu, nu da. se predau când vorbești da. cu niște adulți, nu predai ceva, ci facilitezi o informație și te folosești inclusiv de experiența lor de viață. Am predat primul curs practic de customer service, de comunicare la o firmă multinațională în domeniul farmaceuticelor. Da? unor 14 medici care, da. uh, conform jobului pe care l aveau atunci, trebuiau să vândă medicamente și să creeze o relație cu clientul. Toate exercițiile, studiile de caz, uh, roleplay-urile și așa mai departe, erau create, bineînțeles, de acest Alex și erau traduse și adaptate și puse practică în practică de către mine. După acel curs... A fost așa un wow, a fost o experiență, nu o să o uit niciodată, țin minte foarte puține experiență și foarte puțini ani, dar știu că în vara lui 1999 eu mi-am găsit practic vocația sau o parte din vocația mea. Mi-a zis și Alex chestia asta, a zis nu știu ce vrei tu să faci în continuare cu cariera ta în multinațională, dar eu te văd să faci lucrul ăsta pentru că ai o bucurie cu care vorbești oamenilor. Exact, încep să radiezi diferit. Da, deci pur și simplu, pe urmă am aflat foarte târziu, un an după aceea, că intram în starea de flux, despre care acum se vorbește. Nu știam ce e a stare de flux, știam doar că sunt simt bucurie și pur și simplu îmi plăcea să comunic cu oamenii și oamenii simțeau acea bucurie, acel entuziasm și pur și simplu deveneau foarte receptiv la informația pe care o dădeam mai departe. Mai de, mai ales că îmi și plăcea să pun punctul pe uh, rezultat, pe ceea ce obțineau, nu pe procesul în sine. Adică nu e doar teorie, ci avem într-un într final ceva ce se întâmplă practic. Exact, despre asta un este rezultat vorba. rezultat practic. Despre asta este vorba. E, după uh, un timp, uh, am uitat să menționez un aspect foarte important, de ce am ajuns, pentru că are rolul lui în... De ce am ajuns să... Uh, lucrez cu aceste terapii energetice, eu am suferit aproape toată tinereța mea de niște migrene îngrozitoare. Migrenele acestea, m-am dus la tot felul de medici, nu se găsea cauza, mi se dădeau tot felul de pastile, pastilele diminuau foarte slab aceste migrene. Mai ales la migrene. Dar am observat că după un an de zile de lucru cu Alex, eu nu mai aveam deloc migrene la început au fost, au aceste migrene, după care pur și simplu au dispărut. De ce? Pentru că eu intram atât de des în această stare de flux, în bucuria în de a face ceva pentru care eu venisem să, aici pe pământ să, să fac, încât pur și simplu migrenele dispăreau, pentru că corpul intra în stare de vindecare automat. Exact. Habar, n-aveam la vremea aceea despre ce e vorba și care au fost mecanismele, numai că fiind foarte curioasă de felul meu am început să cercetez. Și după încă uh, șapte ani, deci șapte ani de la terminarea facultății, după încă șapte ani, în 2006, făceam full-time această profesie de a fi trainer în uh, activități din acestea, în de soft skills, de inteligență emoțională și așa mai departe și am început să studiez foarte mult emoțiile. Deci ajunsesem să fac o profesie care îmi plăcea foarte mult pentru că vedeam că uh, mă face să mă simt pe mine vie și îi făcea și pe ceilalți să se simtă vii și să-și dea seama, oh, și eu pot, pot să fac asta, pot să fac asta. Și am mai descoperit tot mergând la cursuri, citind cărți, așa mai departe, cât de important este să fim diferiți și că, de fapt, nu trebuie să fim toți la fel. Da, și educația care o primim este cea comparativă, să fii ca Gigel, exact. ca și Maricica, ca și... Exact. Și în 2006 atrăgându-mi, bineînțeles, prin regea atracție un curs extraordinar la care am participat în America, se numește cele șapte uh, deprindere ale persoanelor în alte eficace, după o carte pe care da. o recomand cu mare căldură, scrisă de Steven Arcavei. Am stat acolo două săptămâni, lucram într-o multinațională și am cerut, eu vreau să merg la acel curs, mi se pare fabulos ce scrie acolo, total diferit de ce am învățat și să-l predau mai departe, să-i fac pe oameni să înțeleagă cât de important este că ei să și cât de multe lucruri fabuloase au să le ofere celorlalți, și că nu e important să se simtă amenințați de uh, punctele tari ale celorlalți. Tocmai să devină curioși, așa cum am fost și eu întotdeauna. Eu asta spun pentru că trei suntem crescuți în, într-un sistem comparativ, exact. știi, și într-un într sistem competițional. Exact. Și atunci eu trebuie să fiu mai bun decât tine și uh, asta a fost uh, cumva și provocarea în viața mea, mai ales față de așteptările mamei mele, uh -huh. probabil și a dar tata și le exprimam mai rar, uh -huh. este să fiu bun în ceva și implicit să intri în olimpiade, competiții. competiții. Uh, până când la un moment dat am înțeles că de fapt eu nu sunt o persoană, singura competiție pe care o am este cu mine însumi. De când eram mic vreau să fiu mai bun în ceea ce îmi place să fac, în ceea ce dar nu comparativ cu ceilalți și atunci concluzia este și asta îmi place și asta este unul din motorile că nu sunt mai bun decât tine. Sunt diferit. Și nu există cineva mai bun decât celălalt pentru că din toate punctele de vedere suntem diferiți. Chiar dacă toți avem cele cinci simțuri, chiar dacă toți avem o paletă de emoții, de simțuri ale noastre interioare, și toate acestea, uite ce frumoase combinații sunt care suntem 8 miliarde de oameni pe planetă și toți suntem diferiți. Dar cumva societatea vrea să ne pună în niște cadre și să ne compare cine e mai bun decât celălalt. Uh -huh. Uh -huh. Și îmi place uh, partea asta cu emoțiile, știi? Și uh, ai... Înainte de podcast spuneai că da, asta este că ți-a plăcut să fii trainer pe inteligența emoțională. Cum a fost această experiență? Fabuloasă am învățat atât de multe lucruri despre mine și am învățat atât de multe lucruri despre ceilalți, am avut această oportunitate fantastică să studiez timp de mai multe luni de zile și fiind trainer full time într-o companie multinațională, am predat curs de inteligență emoțională colegilor mei din diverse departamente care s-au descoperit pe ei și ne descopeream pe noi, era un curs făcut de trei zile, de dimineață până seara, cu pauză de prânz, se creau acolo niște lucruri, extraordinare acolo, niște discuții extraordinare și vedeam cât de frumos este să ne recunoaștem emoțiile, să ne dăm seama că nu sunt niște semne de slăbiciune, ci din potrivă că ne nuanțează viața și practic sunt sistemul nostru de ghidaj dacă le, le dăm ascultare și pur și simplu să creau niște prietenii unice. Deci vreau să spun că în anii în care am predat această inteligență emoțională, cel puțin în acea multinațională unde lucram pe atunci, oamenii s-au cunoscut altfel. Deci era, se, se dusese buhu în toată compania și veneau și șefii și domne vreau și eu să văd că uite ăștia oameni din echipa mea pe care o conduc se înțeleg mai bine în sfârșit cu cei din nu știu care departament cu care nu se puteau crea. agrea. Și s-au creat, nu știu, niște prietenii foarte frumoase și ne-am dat seama cât de important este să ne dăm seama, să ne dăm seama fiecare cât de importantă este această diversitate. Și să nu fim toți la fel și să nu mai fim amenințați că cineva este mai bun decât mine într-o anumită măsură și doar să devin mai curios, să-i spun bine, dar cum faci chestia asta, explică-mi și mie, după care să arăt și eu dacă se dorește, unde sunt eu bun, în ce excelez eu. Și de este că dacă poți tu, înseamnă că poți și ceilalți, nu e ceva ce... Da, da. Uh, uite, aici deja am răsare încă o întrebare, pentru că... Uh, mai ales când e vorba de emoții, da. sunt ființe emoționale. Indiscutabil. Trăim pe baza emoțiilor și totuși, prin educație, de foarte multe ori, ele sunt uh, suprimate cumva. Așa e. Uh, bărbatul nu are voie să plângă, că trebuie să fie puternic, el nu are voie să-și manifeste dragostea. Dragostea e emoție... Cum vine chestia asta? Uh, noi suntem învățați așa din cauza tiparelor limitative ale celor care ne-au învățat așa. Deci ei nu au învățat așa, cel puțin părinții mei nu-i suspectez niciodată că m-au învățat ceva ca să-mi fie rău. Ei m-au învățat conform fricilor lor, conform normelor pe care le-au învățat, așa este bine să faci așa mai departe. Un bărbat întotdeauna se va comporta cum ai descris pentru că așa a învățat de la părinți, așa a văzut în familia lui că tatăl se comportă, nu-și arată dragoste așa cum și -o arată mama și așa mai departe. Toate vin din niște frici. Unele mai puțin conștientizate decât altele. În momentul în care, în schimb, la cursurile pe care le făceam, aveam un exercițiu de conștientizare al emoțiilor, exercițiu era cam așa, se poate face și cei de acasă pot, pot să-l facă, cei care ne urmăresc și vor, era așa, gândește-te la o situație delicată din viața ta, nu cea mai dramatică, nu îi puneam în situații foarte dramatice și pune acolo pe hârtie câteva din emoțiile pe care le-ai simțit. Bărbații care erau în sală puneau mult mai puține emoții pentru că nu erau un contact cu ele, nu erau da. învățați să le da. simtă. Și cu toate astea, pentru că exercițiul acesta îl făceam undeva în a doua jumătate a, do a celei de-a doua zile și începeau să se deschidă, să înțeleagă că emoțiile nu sunt rușinoase, că nu, e, nu ești deloc mai puțin bărbat da. dacă simți yes. și îți exprimi emoțiile. Și atunci îi puneau aceste câteva emoții pe care le găseau în legătură cu situația respectivă pe hârtie, după care se întâmpla ceva fabulos. Pentru că aflasem că noi, din cauza acestei condiționări timpurii, după care, cum să zic, subliniate de către societate și Absolut. așa mai departe, de către școală, profesor și tot ce vedem pe la televizor, noi practic am devenit cumva analfabeți din punct de vedere emoțional. Noi nu mai știm ce simțim. Știm ce simțim și putem să dăm nume emoțiilor noastre în funcție doar de intensitatea lor. Dacă sunt foarte puternice, atunci avea le putem simți. Dacă nu, nu putem să facem distinția între ele. Așa Studiind foarte mult înainte să fac cursul și ducându-mă acolo tot la practicieni, iubesc pe practicieni pentru că îmi place că descriu din foarte multe situații pe care le-au văzut. Teoria e foarte frumoasă o las altora, dar din practica acestui om, se numește Steve Hine, i-am studiat toată munca, el a făcut o muncă și face încă o muncă extraordinară, a cercetat tot ce se putea uh, afla în domeniul inteligenței emoționale și el fac, practica acest lucru prin a consilia adolescenți în, în prag de suicid. Iar el acolo avea adunat în acest site, între timp, dicționarul s-a îmbunătățit cu și mai mulți termeni, 3 un dicționar cu 3.000, o listă, de fapt, da. nu un dicționar cu 3.000 de termeni care denumeau emoții. Wow. Eu, din aceste 3.000 de, am și acum dicționarul downloadat, lista respectivă în limba engleză și am zis, haide să le ofer oamenilor care vin la curs, măcar 200 de emoții, dintre care ei să se uite acolo pe listă și să, începe să înceapă să se alfabetizeze din punct de vedere emoțional. Și ce fă am în cazul acestui exercițiu de conștientizare, treceam deci prin, pe lângă ei așa și spuneam, ok, chiar nu pot să-ți mai aduci aminte niciun fel de... Nu, atâta astea sunt marșilate, patru emoții, trei emoții. Dacă erau doamne, aveau șapte, opt emoții, toată și 12, când ele erau foarte în contact cu emoțiile. Și mă zic, ok, hai de ia această listă, uită-te pe ea, gândește-te la situația respectivă și vezi, poate mai găsești niște emoții. Și ce să vezi? Recordul de emoții găsite cu ajutorul acestei liste l-a deținut un bărbat, nu o femeie. Ia yeah, uite, yes, simțim și noi, dragilor. A fost extraordinar, un bărbat care nu voia să-și arate emoțiile, avea și o, o poziție destul de delicată în companie, care cumva își impunea să nu-și arate emoțiile, nu o să dezvălui poziția, bineînțeles, și nici compania. Oricum presupunem că este una importantă. Era una foarte importantă, <laughs> într-adevăr. Și acest domn, după ce a găsit acolo vreo trei emoții pe care și-a, nu cred că le-am simțit, dar parcă le-am simțit, după care a conștientizat așa și a găsit 60, țin minte că așa acum, 67 de emoții noi pe care le-a simțit în situația respectivă. Ce se întâmpla în timpul acestui workshop era că noi discutam aceste situații care nu era bine să fie foarte, foarte personale, deci ceva ce puteam să împărtășim cu Absolut. ceilalți, și emoțiile pe care le-am simțit. Și ce să vezi? Discutam și spunam eu, dacă aș fi fost în această situație, m-aș fi simțit altfel. Și luau licționarul și eu m-aș fi simțit așa și așa și așa, nici de cum așa. Și atunci la acele uh, workshop-uri am realizat că fiecare om are percepții diferite în funcție de bagajul emoțional, de ceea ce vine în spate, istoricul de viață, bineînțeles și ceea ce a moștenit ca ADN, ceea ce a luat și din alte vieți, asta am aflat după aceea, din alte întrupări, dar e foarte important să înțelegem că emoțiile pe care le simțim, odată ce le admitem că le avem și începem să ne și alfabetizăm, să le punem nume, din percepția noastră asupra ceea ce ni se întâmplă, nici de cum din ceea ce se întâmplă efectiv. Este practic o oglindă, este de fapt o lentilă prin care noi vedem viața, toate aceste emoții. Și cu cât avem emoții mai multe adunate negativ, despre asta am învățat la codul emoțiilor mult mai târziu, Așa. acum 11 ani, aceste emoții la nivel energetic rămân undeva stocate în câmpul nostru energetic. Memoria noastră energetică rămâne acolo ca informație, și cu cât avem mai multe emoții, să spunem de vulnerabilitate, ne-am simțit vulnerabili sau trădați, sau um, să avem o lipsă de speranță, pur și simplu, cu atât noi suntem, avem tendința de a atrage în viața noastră situații similare, prin care simțim iar anumite emoții, cu, cu toată cu intensitate și mai mare. Cu cât intensitatea emoțională este mai mare, cu atât o parte din energia aceea emoției rămâne captivă în corpul nostru. Și asta a descoperit Dr. Nelson. Uh, deci, și asta înseamnă în codul că ea pleacă, pleacă din informațional. Adică, ok, o treci ca experiența, o imprimi în informațional, după care ea se duce în energetic și poate, și poate la un moment dat să se exprime la nivelul fizic. Se poate spune și așa, doctorul Nelson explică puțin diferit, așa. dar mi se pare perfect valabilă și această explicație absolut valabilă. Doctorul Nelson spune că absolut totul este energie. Corpurile noastre fizice sunt energie și celelalte corpuri emoțional și mental sunt tot energie. Singurul corp pe care putem să-l vedem este corpul fizic, pentru că are o densitate mult mai mare decât a celorlalte corpuri, dar ca și corpul nostru fizic, ca și acest microfon, ca și această piramidă extraordinară, ca și această masă și gândurile noastre și emoțiile noastre sunt energie. Și el spune așa că aceste emoții sunt generate de fapt de anumite organe. În carte explică foarte clar, este și un tabel al codului emoțiilor, unde, care dintre emoții sunt generate de către ce organe, în momentul în care există un stimul extern care se asimilează cu un stimul extern pe care l-am avut în exterior. Și așa, practic, noi simțim anumite emoții. Din păcate, emoțiile acestea ne fac nu ne fac foarte bine și dacă noi nu începem să lucrăm cu ele, să identificăm aceste emoții și printr-o tehnică sau alta, să și le eliberăm din corpul nostru, pot să dea ulterior uh, afecțiuni pe uh, corpul emoțional și ulterior pe corpul fizic. Cei mai mulți clienți de ai mei vin pentru că au afecțiuni în corpul fizic. Nu emoțional. Deja s-a manifestat. manifestat în corpul fizic, vin vor au auzit, au citit cartea, au văzut cât de simplă este tehnica. Dar au această mică, cum să zic, piedică, în sensul că tehnica funcționează cu ajutorul testării musculare. Și nu oricine este, cum să zic, obișnuit să ia legătura cu corpul său. Sau... Da. Să se autotesteze muscular da. și să obțină aceste răspunsuri a minții subconștiente, care există acolo, și mintea subconștientă, practic, nu ai uitat nimic. Este... Corpul nu-minte niciodată. Nu-minte niciodată. Adică... Are toată informația. Și cartea Putere versus Forță. Fac o mică paranteză. Hawkins, care da. de fapt a fost un mare kinesiolog și a făcut iarăși, a ajuns la concluziile prin testările respective fizice uh, și. Am văzut, adică cu vreo cam, poate, pe acea, undeva prin 2000 cu siguranță, am văzut iarăși uh, testări făcute în public uh -huh. pe puse anumite întrebări, corpul nostru nu minte niciodată. Dar nu în sensul că nu minte. Uh, nu vorbesc de, limba, de acel limbaj al trupului cum oamenii înțeleg, ci de fapt e un alt fel de, de limbaj. Un alt fel de limbaj, și mi s-a părut fant și mi se pare și astăzi fantastic că, de fapt, avem la mâna orice resursă. Da, ne-am născut cu ele. Născut Există cu ele, noi... dar noi le căutăm în altă parte. Da. Asta este un concept extraordinar de important pe care chiar vreau și mi l-ai servit, așa la fileu: Asta. că le căutăm în altă parte. Toate răspunsurile există în interiorul nostru, toată capacitatea de autovindecare și vorbesc acum de oamenii care vin către mine și vor ca eu să-i vindec, le explic lucrul acesta și spun nu eu fac vindecarea, mintea ta subconștient o face, eu doar am învățat cum să mă folosesc de puterea ei extraordinară și dacă vrei, și sunt foarte mulți care vor, din fericire, îți pot și arăta cum să o faci singur. Pentru că, de fapt, aici stă puterea și te ajut infinit mai mult. Să îți arăt cum să lucrezi singur cu această minte subconștientă, decât doar să lucrez eu pentru tine. Nu fac, nu este nimic, nu sunt cu nimic mai bună decât tine, Singurul, singura diferență între ceea ce pot să fac eu și ceea ce poți să faci tu în momentul în care ne întâlnim este experiența, faptul că eu am experimentat aceste lucruri înaintea ta, dar pot să-ți arăt și poți să obții rezultate mult mai rapide decât am făcut eu, pentru că capacitățile toate sunt la tine și îmi visez foarte mult la ziua aceea și poate că nu este foarte departe, când se vor introduce în școli asemenea tehnici, în programa școlară, eu așa îmi doresc și așa vizualizez, da, da, da. ca toți copiii să învețe să lucreze cu ei. Pentru că doctorul Nelson spune așa și am verificat-o personal, orice copil care a împlinit vârsta de șapte ani poate să lucreze cu codul emoțiilor. Și am testat asta pentru că eu nu vreau să testez tot, nu cred pe nimeni nimic pe cuvânt, vreau să trec prin propriul filtru al experienței mele și am Ceea văzut Ceea ce este copiii... foarte important și relevant până la urmă. Pentru că altfel am fi vorbit teorie. Exact, exact. Care, până la urmă, avem prea multă teorie. Da. Hai practic să vedem ce se întâmplă. Și cu totul altceva când vorbești din practică și experiența ta personală, după care din practică și experiența în lucru cu ceilalți oameni, pentru că atunci aveți aplicabilitate foarte clară. Da, Așa este. De asta mă numesc practician de terapie energetice și mai îmi place mie să mă numesc în munca mea cu oamenii și antrenor de împuternicire personală acest antrenor de împuternicire personală, pentru că m-am întrebat mult, dar tu ce ești? Și zic, nu știu, a? e cumva am nevoie să am ceva, o titulatură care să-i ghideze pe oameni ce pot eu să fac pentru ei. De fapt, despre asta este vorba. Și ei vin către mine, de obicei citind codul emoțiilor. La sfârșitul cărții există un site unde da, se spune, dacă vrei să lucrezi cu un practician certificat, poți să intri pe acest site și mă găsesc pe mine la practician certificați pe, pe România. Ei știu deja despre ce e vorba și mă bucură foarte tare că în momentul în care citesc cartea am și spun, eu am și testat nu sunt foarte sigur că am scos aceste emoții captive, dar uite că am făcut așa și așa și mă bucură extraordinar de tare și spun, pot să-ți răspund la orice fel de întrebări. Nu sunt acreditată să predau codul emoțiilor singurul acreditat să fac asta este doctorul Nelson care a și creat această metodă, dar sunt acreditată și am fost și invitată în cursul de codul emoțiilor care este adus în România de Unity România, să răspund tuturor întrebărilor pentru că am o practică foarte, foarte variată și m-am lovit de tot felul de situații, unele mai Și este aur, de fapt. Da, de fapt despre asta este dar vorba. Ce este acest Cod al emoțiilor. Știi, parcă este așa o, un cod, un secret. Da, sună știi? așa, da, incitant, da incitant. A știut el cum să pună da, titlul ăsta da. să fie incitant. Acum am mai scos încă o carte, de mult voia să o scoată, Codul Corpului. Este terapia de fapt tot făcută de el, care include Codul Emoțiilor și este la un alt nivel. O să vă povestesc câteva lucruri și despre Codul Corpului. Codul Emoțiilor nu este nimic altceva decât una dintre foarte multe tehnici care există deja energetice, de lucru cu mintea noastră subconștientă. Practic este un uh, model prin care pot să comunic cu mintea subconștientă, să-i pun întrebări, să primesc răspunsuri prin testare musculară, de obicei autotestare musculară, pot să testez și pe altcineva. În carte este explicat, sunt mai multe metode de testare musculară. Foarte important ca paranteză, testarea musculară nu a fost creată de doctorul Nelson, este creată mult înainte ca el să descopere această tehnică și se folosește în tot felul de alte tehnici, una dintre ele ai menționat-o tu de către David Hawkins, se folosește în teta healing, se folosește în homeopatie pentru a testa efectiv care sunt cantitățile remedilor care se pot da unui pacient care este tratat de un medic homeopat și așa mai departe. El ce a făcut, și aici mi se pare genial, foarte interesantă definiția ta despre genialitate, am urmărit-o într-unul dintre podcast, -i. despre asta este vorba, că spunea acolo, poți să fii și o mamă, poate să fie genială exact. în a oferi creșterea și educația unui copil sau un om care face absolut o meserie care nu ni se pare foarte banală, da și aici intervine genialitatea lui Nelson care a spus, ok, eu pot să pun orice fel de întrebări, până la urmă, minții mele subconștiente, astfel încât să identific ce este acolo și cu o metodă foarte simplu să și eliberez, să comand minții subconștiente, practic ea face această, da. această eliberare, să elibereze această energie stocată, astfel încât corpul să înceapă să se vindece. Cine face pe urmă această vindecare? Tot mintea noastră subconștientă. Ea, practic, funcționează, ne funcționează în această formă, respiră pentru noi, ne funcționează toate organele. 24 din 24 face foarte multe Cumea procese. Nu obosește, Nu, nu obosește niciodată. Niciodată. Și în momentul în care eu știu cum să comunic cu ea, metoda Silva, la care abia aștept să vin, o să vin neapărat la cursurile -aștept cu drag. Uh, tale, pentru că sunt foarte curioasă și până când o să închid ochii ăștia vreau să învăț cât mai multe lucruri, este una dintre ele, modalități de a lucra cu mintea subconștientă, doctorul un -a, a găsit această metodă. Practic, foarte pe scurt, ce fac? Întreb dacă eu am o anumită durere. În general, oamenii vin, cum spuneam, cu dureri fizice, și întreb dacă am o emoție captivă, stocată în câmpul meu energetic, care are legătură cu această durere. Corpul, dacă spune, de obicei este, răspunsul este da, da. și punând niște întrebări succesive, există un tabel al codului emoțiilor în, în carte dacă este pe coloana A, dacă este pe coloana B, astfel încât să diminuezi și să nu trebuie să pe rând fiecare emoție, identific emoția. Emoțiile sunt de mai multe feluri, sunt șase categorii de emoții. Pot fi emoții pe care eu le-am simțit în decursul vieții mele și care a devenit ca și energie stocat, au devenit ca și energie stocată în corpul meu. Sunt emoții pe care eu le-am simțit în prenatal, în viața prenatală, unele dintre ele pe care chiar eu le-am simțit, sau unele pe care mama le-a simțit și eu le-am absorbit din câmpul energetic al mamei, mai am emoții moștenite care Transgeneraționale. exact și exact. adică adică sunt de la... Foarte multe o, și ne mai mirăm de ce reacționăm ca bunica sau ca da? mătușa în anumite situații, exact. da? Așa, mai avem niște emoții foarte interesante care, pe care Nelson ne numește preconcepție. El nu intră foarte mult aici în zona asta de preconcepție. Eu am cercetat foarte mult și am aflat că poate să fie și dintr-o altă viață exact. sau poate să fie pur și simplu din partea aceea de viață între vieți și așa exact. mai departe. Și mai există și emoții absorbite în cazul în care eu asist la uh, supărarea a problema a necazul unei persoane și practic absorb o parte din energia respectivă a unei Empatizez emoții. Empatizez cu acea Empatizez persoană și... și absorb și... energia respectivă și rămâne captivă în corpul meu. Uh, crezând că -a... ajut persoana cealaltă. Crezant, știi că de foarte, da, da. de foarte multe ori oamenii empatizează, crezând că... Uh, dar să știi că e o chestie. Acum fac o mică parenteză pentru că... Uh, E un flash care da. cred că e important. Mamele empatizează frecvent cu copiii, și de multe ori am auzit mamele spunând sau gândind, având atitudine, uh -huh. să preia de la copil, să-l li libereze, da, și că ea poate să ducă. Da, Da. Din păcate așa se întâmplă și nu fac decât să-și încarce câmpul lor energetic, care în continuare influențează foarte tare câmpul energetic al copilului. În general, când vin și am, am clienți și copilași de câteva luni, până la 80-90 de ani, și când vin mămici cu anumite probleme fizice de obicei ale bebelușilor lor, le spun, poți să curăți pentru copilaj, de e foarte important să lucrăm și noi împreună. Pentru că copilul absorbe tot ce este negativ din energia ta. Deci, da. n-am cum, cum să lucrez exact. Doar... de tine. În, exact. În, în prima parte și cu cât e, e mai mic copilul, cu atât e mai bine să lucreze și... mai mult mama cu, cu ea însă. Și e foarte important. Și a, aici e foarte bună această paranteză, de fapt, această subliniere că a empatiza cu un om care suferă nu înseamnă că îl ajut și din potrivă îmi fac și eu un rău. Da. <laughs> Pentru da. că da. intru și mai mult, îl ajut să stea în energia aceea supărării, în loc să intru și să mă duc pe soluție. Da? E foarte. Important să mă las să simt. Nu înseamnă că nu o să mai simt și să neg ceea ce simt. Nu foarte nu este deloc, cum să zic, terapeutic să stau acolo și să tot povestesc despre acea suferință la nesfârșit. Asta nu o să o facă mai, să dispară. Exact, nu, Din potriva, o, o, o hrănește energetic ce. Exact. Este incredibil. Asta le spun și clienților. Mulți vor să se. Sunt două tipuri de terapii. Lucrez și la distanță, exact așa cum lucrează echipa doctorului Nalsanic. Adică mi se trimit uh, simptomele pe e-mail uh, și anumite date. Uh, eu lucrez, iau legătura în câmpul energetic și lucrez pentru, în beneficiul uh, cu mintea subconștientă al, uh, a clientului. Te, adică faci testările fizice? Testările se fac pe corpul meu, prin așa deci, numita deci, substituție aha, de persoană, deci, care aha, este explicată foarte okay, detaliu în carte. Da. Uh, întotdeauna se întreabă, se pun niște întrebări, nu se face pe oricine da, și oricum. Dar în sensul că folosești, te folosești de corpul tău, mă ca folosești de răspunsurile. corpul meu. Exact, exact. Și aici e foarte important ce întrebăm și cum întrebăm, Clar. pentru că sunt of. niște legi divine. E foarte important să le respectăm și să nu intrăm peste liberul arbitru ale, ale, al acelei persoane. Și asta spuneam că sunt două tipuri de sesiuni pe care le fac. Sunt acestea în care clientul a citit cartea, știe despre ce este vorba sau um, am avut rezultate foarte bine, bune cu un prieten, cu o cunoștință și vrea și el să vadă rezultatele pentru că prietenul sau da. cunoștința sau ruda a văzut niște rezultate. Prin, prin da, prin foarte mulți așa. Și atunci eu lucrez. La o zi și la o anumită oră, clientul poate să facă absolut orice în perioada respectivă. Nu este ca la alte terapii să stea întins, ba, să facă ce crede, da? Așa? Oricum... Trebuie să știe sau nu e necesar să știe? Câteodată e mai bine să nu știe, să nu știe. Da, câteodată. De altfel, oare o să, simt, așa, ce mă să simt? de unde mă pălește? Exact, da. da. Chiar de curând, acum mi-a scris o clientă, zice, spunem la ce oră îmi faci terapia ca să măcar să nu fiu într-un col din ăsta, o să fiu la birou, să nu fiu într-un col din ăsta deranj. Și i-am zis, uh, e mai bine să nu știi și e foarte bine să lucrezi cu tine, am dat o altă metodă, uh, Secret Freedom tehnic, te programează toate acele programe conform cărora îți atragi în realitatea ta acele culori deranjante. Mm -hmm. da? Despre asta, este, despre asta este vorba. În fine, uh, toate rezultatele, pentru că așa sunt inginer, îmi place să am structură și scriu absolut tot, se fac niște sumare foarte amănunțite și trimit. Sumarul, uite ce am identificat, uite ce am eliberat, plus două de, uh, dicționare foarte detaliate explicative despre ce înseamnă acele dezechilibre energetice. Eu acum lucrez cu formula avansată, tehnică avansată, codul corpului, care include codul emoțiilor și acolo, pe lângă aceste emoții nerezolvate captive, sunt și alte tipuri de energii. Iar omul vrea să înțeleagă și cu mintea conștientă, bineînțeles, așa cum și mie mi-ar plăcea să înțeleg când mi se lucrează de către altcineva, ce ai făcut acolo, să știu, bine, am văzut rezultatele, dar vreau și eu să știu puțin din procesul care s-a... Ce Desfășurat acolo. Și am niște sumare foarte, foarte detailate. Tot având foarte, foarte multe terapii, am văzut, am observat în timp care sunt întrebările frecvente care se pun, și atunci eu, ca să le evit și să nu mai schimbăm tot felul de mesaje între noi, le pun deja acolo și spun: Uite, citește cu atenție. Dacă încă ai întrebări, te rog frumos, scrie. Al doilea tip. În schimb, apropo de empatie, că n-am uitat că Așa. de la ce am pornit, al doilea tip de sesiuni sunt cele cu video. Le fac pe Zoom. Clienții pot să fie de oriunde, din țară sau de peste hotare. Cei vorbitori de română sau de engleză, alte limbi nu cunosc la nivel conștient și nu mă pot desfășura în alte, în alte limbi. Ei cer... Uh, uh, Dar poate, de exemplu, dacă vreau să ajut pe cineva și nu da? știe limba română, de exemplu, pot să-i traduc? Bineînțeles. Da, da. Adică nu poți... influențează procesul în nu, sine. Nu. Eu lucrez doar cu clienți vorbitori de română sau de engleză, că sunt mulți de alte naționalități care nu cunosc română și cunosc engleză, ca să ne putem înțelege. Corect. corect. Dar dacă am lucrat cu acel tabel, poate să fie tabelul și în limba japoneză. Subconștientul oricum o înțelege. Oh, deci... și subconștientul nu are limite. Nu are limite, de... da. Și atunci când m-a întrebat cine, dar de unde știe subconștientul unde este emoția în tabel? Dar, Știe e, foarte e, multe, doamne, e, e, nu te e, îngrijora. nu se raportează la tabel, se raportează exact. La... Totul, asta explică Clienților mei, subconștientul, înțelege tipul de energie și înțelege și uh, cuvântul care îl denumește, astfel încât de el practic identifică acea energie, și nici de cum cuvântul în sine pe care îl recunoaște mintea. Uite, mi ai curiozitate pentru că ai spus uh, că sunt emoții care sunt uh, sau organe care generează anum da. anumite emoții. Da. Asta înseamnă că și de, de reglarea acelui organ. Uh, se întâmplă ca urmare a celor emoții? De se exemplu, poate, în se ziua poate. De astăzi, întâmpla. Sunt uh, uh, la modă, da. hai să-i spun așa, la între ghilimele spus, iertați-mă, dar. Adică sunt foarte prezente anumite dereglări, cum ar fi uh, probleme cu vizica biliară, uh -huh. da, sunt frecvente, a devenit o operație banală, dar uh -huh. e acolo o emoție, clar, uh, problemele cu inima, cu tensiunea, cu diabetul, cu pancreasul, uh -huh. este, este, să zic așa, este un tipar sau până la urmă există niște diferențe de la o persoană la alta? Adică tipar clar. în ce sens? Uh, pentru că ai spus că fiecare organ uh, manifestă o emoție. Da, poate să genereze anumite tipuri de emoții. Sunt mai multe tipuri de emoții. În tabel există. Nu este foarte important ce emoție să reținem, ce emoție este generată de ce organ. Așa. De ce? Pentru că, de exemplu, inima, care este organ vital, și doctorul să ne spune, indiferent cu ce problemă vine clientul la voi, verificați cât de afectată energetic este inima. Inima generează anumit tip de emoții, dar poate să fie afectată de foarte multe alte tipuri de emoții generate de alte organe. Pentru că noi suntem în echili echilibru uh, dinamic. Da? Suntem un sistem, de fapt, suntem integrat. Suntem un sistem, da, funcționează totul că, de fapt, așa este și făcută terapia prin aceste meridiane energetice. Nelson a studiat foarte mult medicina chineză, veche, și pe asta se și bazează eliberarea lor. Practic, periem cu mâna, care este câmp electromagnetic, câmpul electromagnetic al meridianului nostru guvernator. Și, practic, îi dăm o comandă, descoperită de el, prin care subconștientul eliberează liberează pur și simplu din câmpul nostru energetic. Am reținut întrebarea și mă întorc să-ți și răspund complet la ea. Vreau să zic apropo de asta. Fiind inginer, am fost foarte curioasă și curiozității mele a venit, pur și simplu a venit și răspunsul. Am cunoscut o persoană acum niște ani de zile, cam la vreo doi ani după ce începusem să lucrez cu codul emoțiilor, care avea un aparat creat special după principiul uh, Gas vi, uh, Discharge Visualization, descris în uh, cartea Codul Emoțiilor, care practic arăta aura. Deci, pur și simplu, da. puneai degetele și ți se scana aura. Și am avut această curiozitate să văd și eu ce se întâmplă în aura cuiva, înainte și după ce lucrez cu codul Emoțiilor. A fost wow! Și am zis, ok, încă o dată se verifică ceea ce a descoperit doctorul Nelson, de asta este recunoscut în atâtea uh, țări și am văzut cum aura aceea s-a curățat. Au luat. Eu nu sunt foarte bună expertă în aura, dar m-a inter interesat din punct de vedere științific să văd un asemenea aparat și să văd și eu Dacă înainte și după să văd și eu sau... apar de uh, modificări. Și s-au fost niște modificări extraordinare. Acum, revenind la ce mi-ai spus, probabil că... Știi de ce? Pentru că pe de altă parte ai spus că, bineînțeles, că lucrurile depind de și de modul în care interpretăm un anumit da. eveniment, da. dar pe de altă parte, organe care generează... De ce, de ce pun această întrebare? Fiindcă oamenii au, au tendința să pună totul în tipare. Da. Știi, dacă e asta, e asta, dacă e asta, asta, avem schema și totul să fie schematic, inginerește. Da. Dar, de fapt, acea inginerie, de fapt, tot ceea ce se întâmplă iese puțin după aia din această da. schemă. Da. Și da. de aia ți-am pus această întrebare să pornim un pic mai pe concret re relația, care uh -huh. sunt emoțiile, ce organ, ce set de emoții generează, ca să înțelegem un pic mai. Uh -huh. Uh, uh -huh. Um, nu pot să zic acum pe din afară ce se de emoții generează inima. Sunt da. acolo în tabel pentru că am văzut că nu sunt relevante pentru niciun fel de sesiune Așa. de lucru, deci asta e foarte important. Este foarte important ca oamenii care lucrează cu această tehnică să lucreze ei cu această tehnică. Țin foarte mult la lucrul ăsta. De ce? Pentru că în momentul în care spui că ai, de exemplu, chiar se spune o problemă fizică la inimă, deci sunt niște deja, da. un diagnostic deja și ești în pragul Așa. de a ajunge până și la operație și așa mai departe. Am avut astfel de clienți și am zis, haide să vedem ce e acolo. Clientul a fost foarte receptiv și a zis, da, chiar am văzut că am citit cartea, am împiedic puțin de testarea musculară, mi-am explicat cum să lucreze cu el o perioadă ca să poată să-și răspundă, să -și, corpul să-i răspundă. Și a văzut ceva foarte interesant, în timp ce lucra la a elibera emoții captive care afectau funcționarea inimii fizice, a avut tot felul de fleșuri. pentru că subconștientul i-a adus, i-a revelat care erau situațiile, inclusiv situații prin care aici e foarte ciudățel așa din punct de vedere uh, ingineresc, uh, foarte situații foarte ciudate în care i-a revelat o situație de viața unui bunic sau unei bunici. De care nu știa, și ulterior, mama i-a spus că bunica sau bunicul a trecut prin situația respectivă de viață și era o emoție care era moștenită de la acel bunic sau acea bunică. Este foarte diferit să ai pur și simplu propria experiență decât să lucreze cineva pentru tine. Eu, când lucrez pentru cineva și mă substitui, practic intru acolo în legătură cu subconștientul persoanei respective, am și eu tot felul de flash-uri. Dar sunt cumva, dacă vei și filtrate de. Face ce, de cine ești tu, până De rog. cine sunt eu. Și că. de asta spun, e păcat să lucreze tot timpul cineva pentru tine. Da, te poate scoate dintr-o situație de criză. Dar merită dar să aia... lucrezi tu cu tine pentru că sunt niște lucruri, niște informații pe care le capeți de la subconștient incredibil de valoroase. Și care, practic, produc vindecarea. Practic, boala respectivă nu mai apare niciodată. Eu am lucrat foarte mult pe mine. N-am avut boli foarte grave din fericire. Da. Am avut aceste migrene pe care ulterior le-am adresat și cu codul emoțiilor și codul corpului pentru că rămăsese în memoria subconștientului anumite programe, anumite convingeri limitative, anumite convingeri limitative, lucrez cu alte tehnici, tehnicile din psyche, anumite emoții captive și așa mai departe și am curățat. Eu n-am mai avut nici dureri ușoare de cap de foarte mulți ani de zile, ceea ce este Poate să pară ciudat. Am 54 de ani, deci nu mai sunt chiar la prima tinerețe, spun sunt la a doua tinerețe. Correct. Nu mai am aceste migrene. Ce s-a mai întâmplat, iar am lucrat foarte mult pe o depresie pe care am avut-o acum 12-13 ani în urmă. Am lucrat foarte tare cu pe partea asta, cu toate tehnicile pe care le știu, pentru că simțeam de multe ori după ce am trecut prin depresia respectivă și uh, mi-am tratat-o cu uh, activități care mă duceau în starea de flux. Apropo de... Așa. <laughs> da? Deci pur și simplu, din depresie, pe mine m-a scos o activitate extraordinar de frumoasă, care m-a ducea practic într-o stare asemănătoare cu meditația. Am început să confecționez bijuterii cu pietre semiprețioase. N-avea nicio legătură cu ceea ce îmi recomanda medicii, pastilele alea nu îmi spuneau nimic și am zis, măi, nu mai, îmi pierdusem pur și simplu, uh, nu mai trebuia nici să mă spăl, nici să mă dau jos din pat, deci era o depresie atât de profundă a. pentru că nu mă mai recunoșteam, nu mai știam cine sunt în viața mea, a fost unul de a. cele mai bune lucruri care mi s-au întâmplat în viața mea, pentru că de acolo am făcut shift către shift. ceea ce fac astăzi și am zis, ok, ce mai face sens pentru mine, pentru că nu făcea nimic sens pentru mine a. și dintr-o dată era, exista deja internetul și am văzut un curs de mărgelit, așa îi spunea. Mie întotdeauna am plăcut să lucrez cu mâinile, am avut chestia asta de mic copil am și atunci am zis, maritate. vreau să merg să învăț treaba asta. M-am dus la atelierul respectiv, nu prea am înțeles mare lucru de acolo, m-am ieșit enervat în grozitora, nu sunt în stare de nimic, îmi veneau tot tip, tiparele limitative, nu sunt în stare de nimic. nu pot, doamna ce are talent, eu n-am talent. Dar ceva a fost acolo, m-a și zic, nu, eu mă duc să-mi iau orine respectivi, am intrat online, mi-am luat niște sârmulițe și așa, și m-am intrat, pe, am intrat pe YouTube. Pe YouTube poți să găsești orice. Exact. Și am început să fac. În momentul în care am început să fac, mi-a plăcut atât de tare, și când am creat primii cercei, primele brățări și așa mai departe, pentru că aș, a, ajunsesem să stau nopți până dimineața, se crăpa de zi, eu cre, cream și nu mai, nu mai întrebuia somn, pentru că mă încărcam energetic cu o poftă de viață și mi-au venit niște idei incredibile și de acolo mă, încet, încet, da, m-am retrezit, practic mi s-a retrezit pofta de viață și m-am dat seama cât de important e să fac ceea ce îmi place și care nu trebuie să aibă nicio legătură cu profesia. Noi avem tot timpul senzația că trebuie să fim acolo, pe profesie, pe profesie. Nu mi-am, cum să zic, propus niciodată să devin mare artizan, meșteșugar și să vând chestiile astea. Deși am ajuns să fac și chestia asta, pentru că am început să-mi să fac cursuri, am început să reiau treaba asta, mă puneam cerceii respectiv, brățările și fetele care veneau la curs, vreau și eu de unde le ai, zic, sunt făcute de vreau și eu, vreau să-mi faci. Și la un moment dat le făceam cadou după care am zis ce nu trebuie să ți dau ceva, ce nu știu, dăm ce cât vrei tu, oricum de nu era focusul, da, da, nu era focusul, da. și îmi luam alte materiale. Ulterior m-au atras alte lucruri, să pictez, să pictez mandale, să fac tot felul de lucruri. Lucrurile acelea, combinate cu tehnicile energetice, practic mi-au creat un nou stil de viață. Că despre asta este vorba, și asta le spun clienților mei. Și întreb mereu: Ce faci tu pentru sufletul tău? <laughs> A, păi nu prea am timp. Hai să-ți exact. explic cum e da. cu timpul. Da. <laughs> și da. că este se da. dilată și se contractă în funcție cum îl vezi tu. Și să poți să spun exact și de unde poți să faci rost de timp, să faci ce-ți place. Asta e... Și nu costă mult da. sau nu costă nimic și poți să faci ceva și să te recrezi, să te puși și simplu să schimb toată viața. Asta e întrebarea care o pun frecvent oamenilor. Ce hobby au? Știi? Și uh, observ și cum fac confuzii. Uh -huh. Știi că termenul hobby este specific până la urmă. Că da. este o activitate care solicită atenția ta și timpul tău și care scopul ei este exclusiv să producă plăcere. Da. Dar ea trebuie să fie o activitate. Și atunci, mulți îmi spun că cititul este hobby meu. Nu uh -huh. poate să fiu. Uh, și atunci le spun, ce îți place să faci este inutil. <laughs> Dar da. îți produce plăcere. Despre uh -huh. asta este vorba. Și uh, acum, pentru mine, e îmbucurător. Adică pot să interpretez experiența pe care o am din două unghiuri. Unul este că oamenii nu prea au hobby-uri. Așa e. Însă, pe de altă parte, față de anii 90, unde era zero hobby, deja sunt oameni care au hobby-uri, uh -huh. știi, însă, la unii constat că. Le este, au sentimentul ăsta de rușine, da. de jenă exact. să spună că mie îmi place să fac aia sau aia sau aia. Și eu le spun, uh, am avut un unchi, Dumnezeu să-l odihnească, care făcea goblenul. Uh -huh. Da? Și acum asta e o imagine care nu se pupă, știi, bărbat <laughs> făcând goblenul. Dar le făcea efectiv, știi, ca și tine. Ca să scape de. Uh, E o chestie fix de relaxare pentru exact. el. Ajunsese să facă, a început normal, goblenurile desenate, da. până când a început el să facă goblenurile lui. Uh -huh. Și avea stive de goblenuri făcute care se adunau acolo, până uh -huh. când trea în Germania și până când un neamț l-a descoperit. Și dacă tu faci niște chestii formidabile, Toam ajută să uh -huh. mă simt bine. A Adică, hobby-ul poate câteodată să devină și sursă da. devenit. Însă, uh -huh. cred că e mult mai important faptul că este o sursă de rămpărcare cu tine, de echilibrare, de exact. autocunoaștere până la urmă. Exact. De a găsi acele momente de pace și nu trebuie să stai cu ore. A, ah, exact. da, uneori chiar te duci și. Pierzi, cum se spune, noțiunea timpului. Uh -huh. Dar nu trebuie să ocupe enorm de mult timp. Asta este interesant, că dacă nu ocupă enorm de mult timp, cum ai spus, și le faci zilnic sau măcar la două-trei exact. zile, nu ajungi în situații în care am ajuns eu de depresie. Pentru că te conectează cu tine, intri în această stare de meditație. Pe care poți să intri și meditând, da? Dar pus pur și simplu să intri în starea aceea fără în care uiți noțiunea timpului. Pur și simplu, intri într-o stare și îți vin cele mai grozave idei despre ce ai putea să faci în alt domeniu al vieții tale. Te aduce în starea aceea în care noi eram permanent când eram copii mici. Exact. Despre exact. asta este vorba. Exact. Redevenim copii. De asta acum mă bucură foarte tare că este la îndemâna oricărui om care are acces la internet, cei care n au acces la internet chiar nici nu au nevoie de acest tehnici pentru că sunt nu mai conectați cu natura și cu lucrurile importante. Da. Vorbesc de noi cei care trăim în mediul urban și care avem aceste toate aceste lucruri extraordinare create de tehnică, e foarte ușor să te duci online și să găsești o carte de colorat pentru adulți. Oh, da. Este la îndemâna oricui să o cumpere și să ție un set de crane colorate și să începi să colorezi. Poate să fie orice un model intri acolo și ești pentru 5 minute, 10 minute copil. Este da, fantastic. Pot să o iei și aia de copii până la unul. și aia de copii. Știi că, dar aici e din nou vorba de convingeri limitative. Exact, știi? Că este pentru adulți și nu o să râdă nimeni de mine că eu colorez o carte a lui, exact. fiului meu sau a nepotului meu. Despre asta este vorba. Este fantastic de important. Și am văzut, am urmărit la unul dintre podcasturi că ai spus ceva esențial, ceea ce spun și eu clienților mei, fără să te fi urmărit și spun, mm -hmm. uite-te ce... Întotdeauna când introduc o activitate nouă, fă-o puțin, câteva minute pe zi. Asta le zic și clienților mei. Uite, ți-am arătat tehnica asta încă ceva ce îți place să faci, fă 5 minute pe zi, nu fă mai mult, pentru că dacă vei face dintr-o dată mult, indiferent cât de mult îți place să faci, creierul tău va pune stop. Pentru că mintea subconștientă iese din zona de confort și o să zică, nu, noi trebuie să fim stresați pentru că asta știm noi. Nu ai voie să... Da. Dar dacă eu spun și astăzi... Și important, atunci ești adult, dacă ești stresat exact. și preocupat, ești adult, exact, așa, așa cum adică să fii copil. Na? Și atunci poți permite să fii din când în când copil, câte 3 minute, hai să mai fiu 5 minute, nu spune de azi înainte o să fac tehnica asta, în fiecare zi, la ora, cu tare. Nu, pentru că subconștientul este mult mai puternic și o să zică, no way, în niciun caz nu vei face chestia asta, noi avem altceva de făcut, să ne înțelegem. În schimb, dacă eu spun, hmm, e o chestie foarte simpatică, zic, durează doar 3 minute sau 5 minute... Eu vreau să o fac acum. Subconștientul zice ok, dacă e doar 5 minute, 3 minute, hai, bine, fă-o. Pe urmă trebuie să fim iarăși în continuare, în suferință, stresați și cu toate problemele. Da, da, cu problemele. Și 5 minute astăzi, 5 minute mâine și tot așa se adună și pe urmă le spun, ok, ai trecut de prima săptămână, mai crește cu 3, 4, 5 minute și o să vezi că în timp nesimțite îți crezi niște obiceiuri extraordinare cu care mintea ta subconștientă va fi în perfect acord și fără să-ți dai seama, fără să-ți propui asta, durerile tale, că sunt emoționale, că sunt fizice, o să scadă până la dispariția totală și culmea nu știu o să mai reapară, pentru că intri în stare de vindecare. Nu trebuie neapărat să faci să lucrezi cu tehnici energetice, deci recomand chestia asta pentru că este o modalitate de fast track, deci mai rapidă de a deprograma toate lucrurile toxice, pe care le-a acumulat subconștientul, dar fă măcar lucrurile acelea de copil, copilăroase, da? Nu trebuie să spui, dacă ție-ți e rușine că o colorezi sau că faci un goblen sau că tricotezi și tu ești da. mare CEO, nu știu pe unde, o femeie, nu o să zică înceară, te zice acasă să tricoteze, dacă ea are o funcție de răspundere, da? Dar am cunoscut foarte multe, lucrez cu foarte mulți clienți, am lucrat cu mii de clienți și foarte mulți cu Funcții de răspundere, cu o viață, lucrau, făceau niște lucruri simple și îmi spuneau, uite ce am făcut și mă bucur atât de tare, dar mi-e rușine să spun Da știi de ce? Pentru că, că, fac treaba că asta. Ei, ei, nu, ei uită că sunt ființe umane, ci devin da. funcții. Da. Și uh -huh. îl se identifică cu funcția și atunci viața, viața și o ghidează în funcție de uh, titulatura pe care o are și nu în concordanță cu ființa umană care este. Da, pentru că așa înțeles, așa înțeles subconștientul că funcția aceea îi dă valoare. Exact. În momentul în care realizezi totuși, da, viața te aduce niște situații foarte grave să realizezi că tu nu ești funcția sau tu nu ești rolurile tale, tu nu ești tata, mama, fica, fiul, vecina și așa mai departe. Tu ești tu însuți și că valoarea ta este, există în tine doar pentru faptul că respiri, pur și simplu. <laughs> nimic altceva. Sunt, restul sunt convingerile societății, <laughs> exact, programurile. Exact. La ce să noi să zicem așa, ca să clarificăm și mai mult lucrurile, pentru că uh, subiectul e foarte, foarte interesant Și uh, la ce să se aștepte de fapt, uh, să zicem că luăm uh, intrăm în online pe Zoom. Da. La ce să mă aștept și cât să mă aștept. Adică ca și proces. Ce înseamnă toată această poveste? Pentru că ai zis, ok, hai să facem testare uh, fizică, adică pui omul să se ridice în picioare? Nu, să... nu, 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 nu. În momentul în care uh, recomand ședințe pe Zoom, întotdeauna este cu cineva care este pregătit să învețe niște tehnici el cu el însuși. Poate să fie deja cineva care a citit cartea, deja practică și vrea explicații și am clienți din aceștia, vreau să învăț eu singur să fac pentru că doctorul să nu-mi explică foarte clar în carte cum este deja am trecut prin proces, doar vreau să cum să zic, să facem un fine tuning, ca da, să zic așa, așa. niște reglaje așa. fine, pur și simplu nimic mai mult dar am și alte tehnici și nu încep de obicei cu această tehnică. Îi spun, nu vrei să-ți dau și alte tehnici mai simple și să încep să lucrez cu tine, să vezi ce putere extraordinară există în tine? Iar partea de body code sau emotion code, de fapt body code care include așa, o fac fără camera deschisă. Pentru că eu nu stau să explic body code cum lucrez, ce lucrez, pur și simplu mă conectez și lucrez pentru persoana respectivă pentru Aha. a obține niște rezultate, o durere foarte puternică sau ceva să iasă din situația de criză. După Aha. care îi spun, nu vreau să te fac dependent de mine. Sunt foarte mulți clienți, au, vai, sunt niște, vrea, mai vreau, îți mai plătești cu și în o ședință. zic, este esențial să începi să-ți iei tu responsabilitatea și să faci ceva Iar printr -o... Vii și tu cu veștile proaste, eu vreau să găsesc o persoană care le rezolvă pe toate. Da, și am zis, nu pot să străiesc viața, din păcate. Și am această 6. paralelă pe care o fac tot timpul și spun, când ai o durere de măsea, te duci la doctorul stomatolog, doctorul stomatolog, medicul stomatolog îți face ceea ce știe să facă, dar nu o să vină după aceea să te pe lepedință în fiecare dimineață Corect. și seară. Și nici el nu ți-a făcut caria. Și nici el nu ți-a făcut caria. El vine și repară niște lucruri, te scoate dintr-o situație de criză, după care spune uite ce ai putea să faci ca să nu mai ajungi în această situație de criză. Ori eu te ajut infinit mai mult dacă vrei, bineînțeles, nu oblig pe nimeni, să-ți arăt cum să lucrezi tu cu tine. Și din fericire marea majoritate a clienților care vin către mine, cumva Așa se întâmplă. Așa te-am setat, că... setat eu. Își doresc să lucrez cu ei, obțin rezultate și după ce obțin aceste rezultate mai vin din când în când. Uite, mai explicăm ceva aici, n-am înțeles. Uite, am mai. Ei întotdeauna spun dacă funcționează ceva în acest moment pentru tine, păstrează ceea ce funcționează. Îți uh, meditezi dimineața și seara sau uh, meditezi 20 de minute pe zi, păstrează lucrurile dacă vezi că funcționează pentru tine. Dar Așa. mai adaugă ceva. Și uh, întotdeauna explorează niște lucruri care funcționează pentru tine. Degeaba îți povestesc eu cum să fac eu și cum îți fac eu acolo dacă tu nu vrei să faci nimic pentru tine. N-am cum să trăiesc viața. Correct. Și de obicei începem cu niște tehnici simple. Uh, ședințele pe zoom poate să fie 50 de minute, în sensul în care lucrăm 20 de minute, explic o tehnică simplă, poți să o testezi, să o experimentezi, nu să o încerci să o testezi, deci. să o experimentezi, nu vreau să te programez la eșec, să te autoprogramezi și după aceea închid sesiunea video și lucrez cu body pentru problema respectivă sau lucrăm 50 de minute, lucrez pentru clientul respectiv, de obicei asta se întâmplă când lucrez cu secret Freedom tehnic sau cu o tehnică foarte simplă din Psyche, de introducerea afirmațiilor în subconștient, iar secret fi dăm tehnic pentru a elibera anumite dezechilibre, lucrez pentru client explicându-i în același timp cum să facă metoda respectivă, iar el face și experimentează. Ceea ce este foarte interesant și am primit această întrebare foarte des, din ce în ce mai rar în ultima vreme, e bine. E bine, înseamnă că vin oamenii lămuriți și <laughs> da? mai lămuriți. Și mi-au spus așa, am obținut niște rezultate, wow, cât timp mai fac această metodă? Și eu îi întreb așa, cât timp mai ai adică de gând să te speli pe dinți? E foarte simplu. Vrei dacă ai obținut niște rezultate, poți să te duci în niște zone extraordinare pe care să le explorezi, pentru că de obicei au văzut, vin la mine pentru cât o problemă sau mai multe fizice și o rezolvă cei care sunt perseverenți și își dau seama cât de multe au ei de lucrat cu ei. Își descoperă și, și transformă toată viața lucrând cu ei. Sunt două sisteme pe care eu le folosesc cu cei avansați. Sunt human Design și cheile de genelor. Nu le predau. Sunt oameni care. Sunt, sunt instrumente deschiși formidabile. Și eu le arăt. Nu vrei să lucrezi pe aceste instrumente cu tehnicile pe care le știi de la mine, pentru că se lucrează extraordinar. Ca să te duci acolo exact pe ceea ce ai tu de făcut și să pleci ușor, ușor, dar da, da. în mod natural de la. Cărarea aia pe care, care simți că nu e a ta. Știi, apropo că ai tăiat subiectul Human Design pentru că acolo, de exemplu, îți spune foarte clar cine e și de ce ai venit. Da. Și provocarea cea mai mare este că de foarte multe ori este fix opusul la ceea ce tu ai fost învățat. Da, așa <laughs> la... da, este. acolo e provocare să accepti că lucrurile sunt atât de simple. Nicio problemă că viața te lovește atât da, de tare într-un da, final încât începi, da. deci te forțează să accepti că lucru, cum sunt de fapt lucrurile. Eu când fac programările, întotdeauna întreb data nașterii, locul nașterii și dacă se cunoaște ora nașterii. Uh -huh. Și intru și generez un profil Human Design ca să văd și eu. Să da? E generator. Da, să văd. E da, proiector da ce? e proiector ce e cu el pe aici. De obicei avem niște lucruri comune, ca altfel nu l-aș fi atras și din ce îmi povestește pe urmă pun cap la cap. Și ușor, ușor îi spun, hai să-ți spun eu de ce ai ajuns aici, da? Poate pentru că crezi tu că ai ajuns pentru durerea de gât. Printre altele, da, da, de fapt, uite care este. Și se întâmplă niște lucruri fabuloase. Am țin legătura cu foarte mulți foști clienți de acum ani de zile, cu care ne au prietenit. Unii dintre ei nici nu locuiesc în, în România. De curând, chiar săptămâna trecută, m-am întâlnit cu o client, fostă clientă care mi-a și devenit prietenă între timp, care a făcut niște progrese extraordinare. Așa m-am întâlnit că a venit în România să-și viziteze tatăl și ne-am văzut e, a așa. două oară, așa. Și schimbăm informații incredibil ce este, incredibil cum mi s-a transformat viața doar venind la tine pentru acea problemă, că avea o durere. O o Anumită durere simplă banală, știu, și cum am crescut eu și cum am evoluat, cum a evoluat relația cu cei dragi, pentru că, tot schimbându-te la nivel energetic normal, că se întâmplă alte lucruri în este. mediul da. tău da. exterior. Și spune, este incredibil și sunt foarte recunoscătoare pentru acea durere, pentru că dacă nu mă durea și nu mă durea suficient de tare, nu ajungeam la tine și nu ajungeam, de fapt, să mă cunosc cu adevărat și să văd ce am eu de făcut pe aici, să nu mai îmi risipesc viața. Viața pe tot felul de frici, uh -huh. <laughs> care uh -huh. sunt de fapt ale altora și pe care eu le-am preluat. Da, le preluăm, le preluăm. Este foarte frumos că uh, toată munca asta cu tine însuți, munca poate că are un sens așa sperie pe foarte mulți, da. e lucrul cu tine însuți sau da. joaca, dacă vrei, joaca. jocul cu Îmi tine însuți, joaca. joaca cu tine joaca. însuți. Durează toată viața dacă îți dorești treaba asta. Adică cel puțin... Ia, așa ar trebui să fie, de fapt. Eu asta am învățat de la maestrii mei. Am făcut cursul de Ho'oponopono uh, avansat și de la doctorul Hulen asta am aflat și de la mulți alții. Că atâta timp cât va avea suflare în el, va cu, continua să lucreze cu el. Și să Vrezi. descopere uh, noi lucruri, să învețe de la oricine. Este fabulos, de asta abia aștept să vin eu, eu, la eu asta, eu asta cursurile spun. tale. <laughs> cu drag. Te să mai descoperi și alte fațete și, și alte sau lucruri. Sau să ți se confirme ceea ce știi deja. Sau și una și alta. Știi, pentru că a, în 30 de ani de lucru, de fapt, constat, știi, foarte mult spun, Ah, Silva, e similar cu aia, e similar cu aia. Zic da, pentru că mintea umană e la fel oriunde te duci pe globul ăsta pământesc, mintea umană funcționează la fel. Căile prin care abordăm mintea umană sunt diferite, dar de fapt ele sunt similare pentru că ea funcționează la fel. Dacă ai o roată dezumflată, poți să o umfli cu pompa manuală, poți să o umfli, nu știu, cu un spray special, poți să o umfli cu un compresor. Adică da, sunt căi diferite, dar ca să umflăm roată. Uh -huh. Și atunci, de multe ori, de fapt, mergând de la un curs la altul, știi, descoperi că, pe, stai puțin ăsta are manometru. Uh -huh. știi? Deci, fiecare îți adaugă un detaliu valoros. Da. Da? Deci, nu cred că există, ne întoarcem la în cea poveste ceva mai bun sau mai modern sau nu știu ce, ca astăzi metode învechite. Păi, medicina așa. chineză de mai mult de 5000 de ani funcționează, aia Uf. tradițională. Da, funcționează și are peste 5.000 de ani. Ce, ce ne spune asta? Ne spune că lucrurile nu s-au schimbat. Da, suntem mai tehnologizați, uh -huh. este adevărat. Și vom fi foarte tehnologizați în curând. Dar mintea umană rămâne la fel. Corpul uman va rămâne la fel. Va răspunde din nou emoțiilor, uh -huh. pentru că până la urmă știi cum e. Și când te așezi pentru prima dată în fața camerei ai niște emoții. Da. da? Că este camera aia veche. Așa? Sau că este camera digitală, tot în fața camerei, stai dragule, și tot aceleași emoțiile vei avea. Așa că faptul că ne-am tehnologizat, de fapt, nu ne schimbă natura mm -hmm. esențială. Și atunci, de-aia, mă duc cât de mult pot pe la diverse cursuri, deci n-am acel ego că am ajuns în vârful și nu mai am nevoie de nimic, din potriva, e o descoperire care am făcut-o după facultate și după aia am făcut tot felul. Am zis că după facultate, gata, s-a terminat învățatul și de fapt de-abia a început. Și înveți, și înveți și înveți și înveți și toată viața înveți și atunci este într-adevăr să lucrezi cu tine toată viața. E o evoluție continuă, permanentă, ca să evoluezi și nu se termină niciodată. Exact. Nu există sfârșit decât atunci când închidem ochii și ne-am îndeplinit misiunea și zicem, hai să vedem, e sfârșitul aici, așa, după care vedem unde continuăm, ce continuăm, cum continuăm și așa mai departe. Așa că suntem ființe care trebuie să evolăm și de aia uh, spun că pentru că unul din subiectele care o să-l descoperim, pe care îl abordăm la curs, așa? este să ne conectăm la scop. Să ne conectăm la scop de ce suntem aici. Și spun mai în glumă, dar mai în serios, că noi n-am venit aici să fim pensionari. Mm -hmm. de, și de ce spun asta? Pentru că crescând în mediul oamenilor angajați, mm -hmm. de, de la o anumită vârstă și făceau calcule. Da. No. Da. Și proiecția era să ajungă pensionar. Da. Uh, și acum, cu... am fost, am sărbătorit 35 de ani de la terminarea liceului și zic opa, ăștia, ăștia sunt în același film din care eu fug. Da? Deja cu calcule, cât e pensia acestea, cât o să fie, ce o să fie, zic, păi suntem ființe menite să trăim, exact. să ființăm. Exact. Până la sfârșit. Și să ne bucurăm de viața asta. De emoțiile pe care le avem. Exact. Bărbații plâng? Da, plâng. Uh, Îmi place când plâng. Plâng și este extraordinar pentru că un bărbat care plânge își arat, nu este cu nimic mai puțin bărbat. Este un bărbat puternic care își îmbrățișează și acel, acea parte emoțională. E un, un bărbat care plânge este extraordinar. E, și plâng. La mine își permit să plângă <laughs> când vin. Pentru eu <laughs> că sunt un cadru separat de societate, da? știu că nu i judec, când o să judece, și... că nu o, da, da. -o, și -o să le vadă o valoare mai mică. Dar apropo de ce spuneai cu că nu, să nu ne pensionăm niciodată, asta am aflat eu pentru prima dată în 2006 când am fost la cursul acesta, acele șapte de prinderi. Steven Arcavei spunea, nu o să mă pensionez niciodată, o să lucrez până în ultima clipă. Și mi-a plăcut sure. atât de mult ideea asta sure. și... Asta, asta văd și pentru mine. Mai ales că așa simt că o să trăiesc foarte mult, și foarte în bucurie, și cu armonie, și o să exact. întâmple niște lucruri extraordinare. Nu am de ce să mă pensionez. Nu, vreau să aduc contribuția, pentru exact. că în mintea oamenilor, pensionare înseamnă încheierea activității, exact. menirii, scopului Păi Stai, puțin. Eu am venit aici. A... Când am venit și când am născut, știi, n-au venit, n-au aplaudat, a venit în pensionar. Corect. Da, și am venit da. aici să-mi trăiesc viața. Exact. Și cu cât o trăiesc mai mult, mai îndelungat, cu atât am ce să împărtășesc și pot să inspir mai mult exact. din experiența pe exact. care -te o Exact. Gândește-te la 95 de ani ce experiență o să ai și cât de exact. mult o să inspiri. Și, wow! Wow. Și ce o să mai întâmple și ce o să mai experimentăm și noi, ca și copii, copilul din noi, ce o să mai experimenteze. Până exact, atunci. exact. Permanent. Că e acolo, permanent. Da, da. De ce faci excelent de bine? Pentru că fac ceea ce mă face să mă simt vie. Hmm. Nu știu dacă are sens și logică. Da. Uh, îmi place foarte mult ceea ce fac în fiecare zi. Mi-am luat acest curaj de a ieși din norme și tipare. Știi ce mult o să spună? Păi da, tu îți permiți să faci. Ce... Ce da, dar nu m-a pus nimeni să fac asta, pur și da, simplu da. viața m-a dat de pământ de foarte multe ori, m-am ridicat și am zis să am două variante, să mă las acolo, să fiu în depresie sau pur și simplu să-mi iau și viața, mulți și-au luat viața așa, da. sau să fac lucrurile altfel. Și prin toate aceste provocări, da, poate că o să mă mai invizi, poate o să mai povestesc, ca multe lucruri să-ți povestesc, așa, m-au făcut să fiu pe drumul ăsta. Și prin alegeri pe care le-am făcut din ce în ce mai conștient. Nu m-a pus nimeni aici. Așa a vrut divinitatea prin și multă suferință și am și ascultat. ascultat. Da, de câte ori am ascultat mi-a fost bine. Poate vorbim o altă dată despre intuiție și cum putem Cu să nu accesăm Cu la siguranță. comandă intuiția. Ua, Foarte formid. multe lucruri putem Cu să povestim. o precizie uriașă, uriașă, uriaș, uriaș. de, de asta zic că fac excelent de bine. Excelent de bine nu înseamnă să fiu într-un continuu stare așa de fericire. Există tot felul de provocări. Clar. Numai Dar le abordez. diferit. Le abordez total diferit și mă concentrez foarte, repede pe rati... foarte rapid pe soluție. Nu stau acolo să-mi plâng de milă. Despre asta este vorba. Correct. Ce le-ai recomandat celor care ne urmăresc cu ce să pornească uh, pentru a păși pe această cale de a face excelent de bine? Să înceapă să, reînceapă să devină iar copii. Cinci minute pe zi. Să găsească acele lucruri care îi atrag lucruri creative, foarte important. De la desenul colorat unei cărți, să învețe un instrument muzical, să facă ceva, să creeze ceva în bucătărie dacă e atras de, de zona aceea, să picteze, este incredibil ce um, talent există în fiecare din, din noi în a picta. Deci oh. Să facă niște lucruri simple sau să croșeteze, să tricoteze, să facă ceva simplu cât de des poate puțin la început, foarte important să facă puțin, să redevină copil. În momentul în care vor intra în această stare, este o stare absolut specială, nu croează, de aici în cazul acesta, din punct de vedere inginerește vorbind, rezultatul nu este ceea ce produci desenul respectiv, ci starea aceea extraordinară exact. pe care ți-o dă, de acolo îți poți recrea toată viața și de acolo vine practic, subconștientul este în condițiile ideale pentru a produce vindecarea în corp. E foarte important. Vindecarea aceea emoțională și uh, forța aceea puterea, accesarea puterii de a crea viața pe care ți-o visezi, ți-o dorești. De la orice vârstă se poate face asta. Asta este minunat. Excelent. Mulțumesc. Cu mare drag. Asta sunt învățăminte foarte bune pentru noi toți. Uh, surpriză întotdeauna este acest bol cu mesaje care înseamnă așa? Îți spui o intenție, mm -hmm. este a ta, poți să ne o spui sau nu, rămâne a ta oricum, însă cu acea intenție tragi un bilețel care are un mesaj. Mm -hmm. Mesajul citim. citim da. și îl discutăm puțin, e în contextul acestui episod, a ceea ce am discutat, e în contextul intenției tale, că Universul. Hai să vedem cum funcționează astăzi Universul. Ok. Intenția mi am pus-o. Perfect. Ah, ce culoare frumoasă am tras. Și trebuie să-l deschid. Da. Așa. A lucrat cineva cu multă grijă. Absolut. Am o prietenă din Belgrad care lucrează. Wow. Această mare, mare. Oh, ce frumos. Mistakes are the entrance of discovery. Rumi. Aici greșelile greșelile și... sunt intrarea către descoperire. Către Super. Este fabulos. Pot să spun și intenția. Intenția mea a pus ce mai am eu nevoie să știu în acest moment pentru a-mi accesa și mai adânc puterea personală. Să-mi voie să mai fac greșeli. Să mai încă faci încă... greșeli. Da, pa. pentru că sunt foarte bune pentru a desface marile descoperiri. Îți mulțumesc. Și eu îți mulțumesc. Îl pot păstra? Mulțumesc. Da, este al tău, normal. Mulțumesc. Îl pot să-mi frumos. Da, mai ales că Rumi este foarte drag, inimii da. mele. Mulțumesc cu și multă mulțumesc. recunoștință pentru această oportunitate. Și eu îți mulțumesc și cu siguranță vom aborda mai ales subiectul emoțiilor. O, da. Pentru că în contextul emoțiilor, mai vorbesc și eu în tabere despre emoții, că avem niște seturi, mai ales vorbesc despre dragoste, că avem multe forme de dragoste și abar nu avem despre ele, și tot interpretăm cu un singur cuvânt. Te am în ascultat în într-una dintre, într dintre emisiuni despre tipurile de, de dragoste și avem nevoie să afle lumea de deci să, să înțelegem să ai, ai nevoie să apar foarte des. Uh, Mulțumesc! apar cât mai des. Eu încă nu am un podcast să te invit, dar am văzut că ești invitat și foarte bine fac cei care te invită, pentru că avem nevoie de modele, de oameni modele în sensul de a fi inspirați și de a afla lucrurile acestea care, de fapt, se află în interiorul nostru. Exact. Mulțumesc! Mulțumesc, Alina, că ai fost aici în acest podcast și că ne-ai desăinuit o parte din codul emoțiilor. Și eu îți mulțumesc! Dragilor, aceasta a fost episodul de astăzi, emoțiile, ce sunt, cum sunt, am aflat o parte, e un subiect uriaș, dar cu siguranță vom relua, însă hai să rulăm altfel, puneți întrebările, să adunăm întrebări și pe baza întrebărilor voastre să o mai aducem Alina încă o dată și încă o dată în emisiunea asta. Până atunci, țineți cont să faceți excelent de bine! you <music>